Excremente de pasăre și muște în pahare, asta a găsit un angajat ce prestează servicii pentru fabrica Bosch în cantina companiei din Jucu. În timp ce luam masa, am descoperit sub masa la care mâncam excremente de pasăre. În paharul de suc, avem dozator de suc natural, mi-am luat un pahar de suc, erau două muște în pahar. Încrezător în lege și în autorități, omul a sesizat Direcția de Sănătate Publică. Drept urmare, bărbatul nu mai are voie acum să intre în incinta fabricii. În urma plângerii pe care eu am făcut-o, mi s-a restricționat accesul în fabrică. Și nu mi s-a restricționat accesul în fabrică de către angajatorul meu direct, care de fapt prestează niște servicii pentru firma Bosch. Mi s-a restricționat de cei de la Bosch. În ceea ce privește mizeria din fabrică, DSP s-a deplasat în cursul zilei de ieri pentru o inspecție la firma Bosch. Echipa a fost la fața locului, a constatat anumite deficiențe pentru care a impus plane de remediere și s-a aplicat și o sancțiune contravențională. Ensien a contactat filiala companiei Bosch din Cluj, dar reprezentanții ei nu pot să ne dea un răspuns până săptămâna viitoare.